să folosim fondurile europene. Iată, v-am dat acest exemplu pentru eficientizarea clădirilor. Acolo unde comunitățile încă nu au găsit această posibilitate, noi putem să-i ajutăm să o facă. Vrem să folosim fondurile europene pentru intabularea gratuită a terenurilor în tot mediul rural. Știu că aici suntem într-o capitală reședință de județ, dar câți dintre giurgiuveni nu au în împrejurime, în județ, încă e Ilfov, în Giurgiu, o casă la țară, familie. Și știți foarte bine că asta este o mare problemă, pentru că oamenii nu au bani să-și facă intabulare, cadastru pe terenuri și se întâmplă și multe abuzuri, plus că nici nu pot profita cu adevărat de proprietatea lor dacă ea nu este înregistrată corespunzător. Și noi vrem să folosim fondurile europene pentru a face gratuit acest lucru, pentru că ar fi un plus valoare pentru țara noastră. Am și propus asta în Parlament și bineînțeles că PSD-ul s-a opus, pentru că lor le convine să fie neclar. Pentru că atunci când e neclar, se pot face abuzuri. Și vrem să folosim fondurile europene, de pildă, în infrastructura de sănătate. Un lucru care nu s-a întâmplat până acum, Sfântul Nicolaescu l-a propus, Ponta s-a opus, dar noi vom reveni la guvernare cu Claus Iohannis, dacă ne mobilizăm acum și vom face între priorități acest lucru. Să știți că planurile noastre sunt foarte bune și coerente și sunt adresate exact interesului cetățeanului. Nu sunt așa povești și minciuni pentru cei creduli care urmează la nesfârșit pe domnul Ponta și acoliții lui. Noi avem o șansă extraordinară. Nu vă uitați la ce se spune cu sondajele, că nu sunt adevărate. Sigur că fac chestia asta ca să ne demobilizeze în primul rând pe noi. De ce să ne demobilizeze pe noi? Pentru că noi stăm foarte bine. Pentru că lumea ne agrează. Pentru că lumea nu mai crede nici la stânga, nici la dreapta, ne crede pe noi. Și nu uitați un lucru, că noi am făcut alianța aia cu PSD-ul la paritate, pentru că PSD-ul se uita după noi cu invidie, mi se părea că suntem un partid de elită și, în fapt, chiar dacă se adresează ei în anumite categorii sociale, și-ar dori foarte tare să fie liberali. Dar noi suntem liberali. Și suntem în admirația celorlalte partide și al cetățenilor. Ceea ce trebuie să facem noi este doar să ne adunăm voturile. Pentru că voturile astea sunt ale dumneavoastră. Tot ce adunați acum sunt voturile cu care dumneavoastră veți merge în 2016 la primărie și așa mai departe. Cei care vă susțin acum vă vor susține mai departe. Aveți încredere. Mobilizați-vă. Fiți la fel de entuziaști cum ați fost astăzi și pe 25. Gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră câți am convins, câți oameni aduc eu la vot pe 25. Pentru că sunt mulți care ar vrea să vină, dar poate ne-au chef, poate ne-au timp. Și noi, datoria noastră, celor din partide, activiștii de partid, este să mergem să le amintim, e vot, vină, votează pentru tine, pentru viitorul copilului tău, că Bruxelles nu e deloc aproape, e chiar aici, în Giurgiu. Vă mulțumesc și pe 25, victorie! Doamna Adina Vălean, cu siguranță giurgiuvenii vor vota Partidul Național Liberal. Pentru că există două partide puternice în România. PNR-ul și PSD-ul. Sau unii spun că la nivel de țară PSD-ul și PNR-ul. Doamnă, noi vă garantăm și cu siguranță așa și este, în Giurgiu este PNR-ul și după aceea PSD-ul. Într-adevăr, cei care au împovit partineretului am rămas puțin aici. Pentru că este o zi de sărbătoare, este duminică, oamenii s-au dus să servească masa, dar cu siguranță și cei care au rămas acasă, zilele acestea, încă o săptămână până la alegeri, vor vorbi cu vecinii, cu prietenii, cu rudele, cu toți apropiați, cu toți jujuvenii și cu toții vom veni duminică să votăm Partidul Național Liberal. Duminică votăm Eurocampionii! Votăm Partidul Național Liberal, votăm săgeata! Mulțumim frumos să aveți toți bătune și duminică să votăm Partidul Național Liberal! Gata! Mulțumim mult! Național Liberal. Votați săgeata!
Haideți frumos, dumneavoastră care sunteți în spate și iubiți pe domnul primar, că pentru domnul primar ați venit aici, da? Haideți, veniți cu toții mai aproape. Sau da, ați venit pentru doamna europarlamentară Adina Vălean. Da? Bun, vă mulțumim. Vă zicem bună ziua, vă mulțumim că într-o superbă zi de primăvară sunteți alături de Partidul Național Liberal și sunteți alături de primarul dumneavoastră, care este și dânsul liberal, pe care l-ați votat în 2012 și sunt convins că și în 2016 voți vota în comuna Oina cu Partidul Național Liberal. Știți care este motivul întâlnirii noastre de astăzi, da? Peste o săptămână, pe 25 mai, vor fi alegerile pentru Parlamentul European. Noi, Partidul Național Liberal, am venit în comuna dumneavoastră cu doamna Adina Vălean, europarlamentarul nostru care este în funcție și cu siguranță îi veți da votul și duminica viitoare. Poate unii dintre noastre vă întrebați, dar ce dracu înseamnă europarlamentul ăsta? Da, înseamnă proiecte europene, înseamnă bani, foarte mulți bani, pe care primarul dumneavoastră aici de față, Burtavel, îi va aduce de la Parlamentul European prin intermediul doamnei europarlamentar Adina Vălean. Înseamnă apă, înseamnă canalizare, asta înseamnă Parlamentul European. Deci votând pe doamna Adina Vălean, votând Partidul Național Liberal, comuna dumneavoastră va avea extindere de apă, va avea canalizare. Deci, pentru asta sunteți chemate aici. Și duminică, la fel cum ați venit astăzi, vă luați prietenii, vecinii, rudele, apropiații și aveți termen de o săptămână să convingeți toată comuna, toate satele din Braniștea, Comasca și Oinacu să veniți cu toții la vot, să puneți ștampila pe săgeată, da? E, alături de mine, de la Giurgiu, am venit cu domnul președinte al Consiliului Județean și președintele Partidul Național Liberal, domnul Vasile Mustățea. Este de asemenea domnul Beanu Dumitru, administratorul public al județului Giurgiu. Domnul Marian Măroiu, director în cadrul Consiliului Județean, este secretarul general PNL și consilier municipal. De asemenea avem consilier municipal, consilier județeni, domnul Mateiescu, care este de față aici, dânsul este director la drumuri. Cu dânsul o să vă certați când nu aveți drumurile județene bune. Dar la dezepezire s-a descurcat foarte bine. Când a venit zăpada, dânsul a fost pe drumul ăsta care dumneavoastră îl aveți aici, lângă primărie, că este drum județean. Oameni buni, încă o dată, este foarte important votul dumneavoastră. Am venit să, nu să vă obligăm să veniți la vot, să vă rugăm să veniți la vot. Cum ați făcut-o în ultimii 2 ani, când primarul dumneavoastră de față v-a rugat, a venit în poartă în poartă și v-a spus să veniți să votați PNL-ul, să nu mai votăm PSD-ul, că știți cât rău a făcut în România PSD-ul ăsta, da? Dacă vreți ca această comună frumoasă, apropiată de oraș, să aibă locuri de muncă, să avem extindere de apă în Comasca, să avem canalizare, să avem fiecare uliță asfaltată, veniți duminică pe 25 mai și puneți ștampila pe săgeată, da? E, am să rog pe domnul primar să vă spună și dânsul câteva cuvinte. Vă rog frumos, domnule primar. Vă mulțumesc pentru prezență. Ce vreau să vă spun? Așa cum v-a învorupat domnul președinte Gavrilă, ne prezentăm în fața dumneavoastră cu unul din cel mai serios europarlamentar, doamna Adina Vălean. Știți că vă spuneam acum 2 ani că m-am alăturat celui mai serios partid, Partidul Național Liberal, în care sunt cei mai serioși oameni, cei mai reprezentativi oameni din România. Sigur că, așa cum s-a amintit, avem proiecte depuse de extindere de apă în Comasca, de canalizare și, bineînțeles, toate celelalte probleme care ne frământă în comuna noastră. Ați văzut că a regenerat domnii de la PSD. Sincer să fiu, mie unul mi-este rușine ceea ce văd de 2 săptămâni de zile de când am apucat să facem afișaj în comuna Oinacu. Oameni buni, amintiți-vă că acum 2 ani v-am prezentat acte în regulă în care ați fost furați la Transgaz. Domnul fost edil al comunei Oinacu și-a însușit 250 de milioane, iar dumneavoastră v-a dat nimic. Asta a făcut.
m-a lăsat cu hotarul comunei care este mutat de la magazinele Azochimului în spatele CAP-ului. Sunt 10 hectare care, cu care trebuie să le câștig pentru dumneavoastră în instanță. Apa comună este vândută la domnul Barbu, primarul orașului Giurgiu, pentru că a avut afacerea în comună Oinacu. În momentul în care n-a mai putut să-și desfășoare activitatea în comuna Oinacu, automat și-a mutat zestrea de aici din comuna Oinacu și ne-a lăsat cu apa comunei pe care și-a însușit-o practic, adică terenul pe care avem amplasat de puțurile și stația de pompare apei în comună. Și-a însușit acest teren cu bună știință, pentru că au fost 8 hectare la mijloc în Agrois mâncate de fostul edil și de asociație pesedistă. Asta, cu asta, cu zestrea asta m-a lăsat. Sunt 50 de hectare pe care trebuie să le descoper, pe care o parte le-am descoperit. Biserica de la Comasca mi-a fost lăsată cu 2 miliarde. 2 miliarde datorii are biserica către firma constructoare, cu bună știință. Bineînțeles că vreau să vă informez că pe raza comunei a început să se formeze o mafie, pentru că nu pot să-și desfășoare activitatea, să facă abuzuri, cum s-au făcut în anii anteriori. Am descoperit și voi descoperi în 30 iunie, o să vă informez, cât pământ de pe raza comunei se mănâncă de mafioți. O să vă informez, pentru că asta e meseria mea. Sunt alături de dumneavoastră de dimineață până seară. Deci vă rog frumos ca la, pe săptămâna viitoare, pe 25 mai, să votați. Vă rog frumos să veniți la Căminul Cultural, la Școala Generală din Braniștea, la Școala Generală din Comasca, să punem amprenta PSG-ată, pentru că alături de noi sunt cei mai serioși oameni și vă rog să votați pe doamna Alina Vălean, europarlamentar. Vă mulțumesc pentru prezență! Da, într-adevăr, domnul primar va relata câteva probleme pe care le-a descoperit în această perioadă de 2 ani. Poate vor mai fi și altele. Dânsul are probleme cu fostul primar, are probleme cu PSD-ul, dar sunt convins că le va rezolva. Dar noi astăzi am venit în comuna noastră încă o dată cu cei care astăzi conduc destinele județului Giurgiu. Vă spuneam că l-avem pe domnul Mustăța, care e președintele Consiliului Județean. L-avem pe domnul Beianu Dumitru, administratorul public al Consiliului Județean. Ori de câte ori domnul primar Burtavel a avut o problemă, a venit la Consiliul Județean și l-am ajutat. Într-adevăr, este o comună nu dezvoltată, cu toate că este aproape de oraș. Putea să fie foarte dezvoltată. Dar vedeți dumneavoastră cele 10.000 de locuri de muncă pe care actualul primar Barbu ni le-a promis în campanie, eu n-am văzut niciun loc de muncă. Pentru că majoritatea lucrați la Giurgiu. Sperăm ca în 2016 primăria municipiului Giurgiu să o recâștigăm, iar domnul Beanu de față aici să fie primarul municipiului Giurgiu. Îl cunoașteți foarte bine și de aceea am să rog să vă spună și dânsul câteva cuvinte. Vă rog frumos, domnule Beanu. Bună ziua, oameni buni, mulțumesc, domnul vicepreședinte. Mă cam speriasem când am început să spună cu primarul, să nu fi nimerit din greșeală primarul comunei Oinacu, când intram în dispută cu domnul Burtavel. Nu, la comuna Oinacu avem un primar bun și cu ajutorul dumneavoastră sunt convins că are prima șansă să continue. Vreau să înțelegeți că, fiind aici aproape de Giurgiu, putând să faceți comparația între ce se întâmplă într-un oraș și într-o comună, veți înțelege prima dată că lucrurile nu se mișcă întotdeauna în ritmul pe care ne dorim noi. Există categorii bune intenții, există și soluții, ele au fost deja avansate și sunt în derulare. Dar realizările se lasă așteptate peste tot în România, nu doar la Oinacu, nu doar în județul Giurgiu. Probabil vă va spune, vă va da domnul Mustăța detalii, sunt foarte multe proiecte care vizează comuna Oinacu și pentru canalizare și extinderea apei și pentru modernizarea unui drum. Astăzi am vorbit cu reprezentanții unei asociații de sprijin pentru copii cu dizabilități. Dacă avem situație juridică clară, probabil vom depune un proiect ca această clădire de la dumneavoastră, care aparține încă Direcției Generale de Asistență, să fie transformat într-un complex de servicii sociale și asta va aduce alte câteva zeci de locuri de muncă, cele mai multe fiind ocupate, evident, de locuitori din Oinacu. Dar, repet, nu vă lăsați amăgiți de oameni care doar mint, care doar înșală, care doar cumpără, cum sunt cei mai mulți dintre contracandidații noștri de la PSD. Chiar cu riscul de a vă supăra, eventual, un extremist, chiar cu riscul de a vă
înșela în mare, în mare parte așteptările pe termen scurt. Noi vă spunem adevărul și vă spunem ceea ce se poate face și calendarul după care se pot face aceste investiții. Aveți încredere în primarul dumneavoastră și aveți încredere în echipa liberală, care, ca o dovadă absolută a valorii pe care avem și noi în rândul partidului la nivel național, a trimis astăzi aici un om extrem de simpatic, cu un caracter aparte, unul dintre cei mai buni europarlamentari pe care România i-a avut și va avea și mandatul următor. Doamna Adina Vălean. Vă spun în încheiere ceea ce spun și locuitorilor din Giurgiu. Doar noi suntem în stare să privim în ochi un om matur cu drept de vot și să-i spunem în felul următor. Alege PNL, alege săgeata, fă o investiție în viitor, tu, familia, prietenii tăi. Noi am fost soluția și în mandatul anterior pentru cele mai multe dintre problemele județului Giurgiu. Noi avem soluții și pentru viitoarele mandate cu cei de față, indiferent că lucrăm aici în Giurgiu, aici în județ, în România sau cu ajutorul colegilor noștri la nivelul Parlamentului European la Bruxelles. Să dea Dumnezeu să găsim toate soluțiile și să nu vă dezamăgim. Asta e tot ceea ce ne dorim. Mulțumesc! Da, mulțumesc frumos, domnule Beianu. Într-adevăr, a deschis un subiect foarte important pentru noi. Dumneavoastră prindeți posturile locale Valahia și Muntenia. Vedeți și dumneavoastră că noi de două săptămâni, de trei săptămâni, suntem în județ în campanie, suntem în municipiu în campanie, discutând cu fiecare om din poartă în poartă. Și le spunem și le explicăm adevărul. Nu mintea conducerea lor de la Giurgiu și chiar de la nivel de țară. Cei de la nivel de țară, începând cu Ponta, racolează parlamentar din Partidul Popular Dan Diaconescu. Cei din să-i șantajeze, să ia la Partidul Social Democrat. Noi facem campanie, ei nu fac campanie. Ei să... De aceea vă rugăm din suflet să veniți pe 25 mai, să puneți ștampila pe să... Am să rog pe președintele Consiliului Județean și în același timp fiind și președintele Partidului Național Liberal. Să vă salut pe toți. Bună ziua. Vă mulțumim că ați venit astăzi să stați de vorbă cu noi și vă mărturisesc că mă simt extraordinar de bine astăzi în mijlocul dumneavoastră. Am venit cu tot cu cei mai importanți oameni din PNL astăzi la dumneavoastră. Am venit cu doamna europarlamentar Adina Vălean la dumneavoastră ca să vă demonstrăm că noi, liberalii de la Giurgiu, ținem foarte mult la primarul nostru, la Laurențiu. Vă asigurăm că are tot sprijinul nostru de la Giurgiu și de la București în lupta pe care o duce cu acest PSD în localitatea dumneavoastră. Ce v-a spus Laurențiu acum, o parte din problemele noi le cunoaștem de mult. De altfel, noi am câștigat această primărie tocmai plecând de la premiza că trebuie să vă propunem un om cinstit, un om corect, care să-l intereseze interesele localității și nu interesele unui și nu interesele unui partid. Ce se întâmplă la dumneavoastră se întâmplă în tot județul. Trebuie să vă spun că cu două excepții sunt mândru că primarii noștri rezistă acestor presiuni pe care le suportă din partea PSD-ului și au rămas alături, am rămas uniți și suntem hotărâți toți să demonstrăm că PNL-ul este, a fost, este și va rămâne principala forță politică din județul nostru. Pentru că am fost prezentat într-o după calitate de președinte al Consiliului Județean și de președinte al PNL-ului Giurgiu, trebuie prima dată să vă spun câteva lucruri administrative. Și să vă spun că Laurențiu este un primar care nu pleacă de la tineri, de-aia afară pe ușă, cum s-ar zice, și intră pe fereastră, până când nu își rezolvă problema. Vă spun că vineri am fost la Ministerul Dezvoltării și am semnat pentru dumneavoastră două proiecte. Este vorba de extinderea alimentării cu apă la Comasca și de 10 km, cât sunt? 10-93 km de străzi. De asemenea, Laurențiu, cu comuna dumneavoastră, este prins în master planul de apă și canal, în programul operațional sectorial de mediu, pentru fonduri europene,
Și aici intervine și rolul doamnei Adina Vădean, pe care Vădean, pe care dacă o avem la Bruxelles, avem și siguranța că proiectele noastre vor fi susținute acolo. Trebuie să vă spun că această investiție canalizare nu se poate face decât cu fonduri de la Uniunea Europeană. Niciodată, nici primăria noastră de la Oinacu și nici Consiliul Județean nu vor avea atâtea fonduri, atâția bani încât să asigure realizarea acestei investiții. Și vă spun, întrebați-i și pe Laurențiu, au fost eforturi extraordinar de mari ca să prindem această canalizare în master planul județului Giurgiu. Încă o dată vă spun, așa cum a spus domnul Băianu, proiectele le vom duce la capăt. Nu le putem face, eu unul, aș vrea ca într-o săptămână să fac tot ce înseamnă apă, canalizare, să asfaltez toate străzile, să nu mai rămână nimic de făcut, să fac toate școlile. Credeți-mă, aș fi direct interesat. Și să vin la dumneavoastră și să spun, le-am făcut într-un an pe toate. Credeți-mă, nu se pot face toate deodată. Trebuie să avem răbdare, trebuie să le facem pe rând și să ne preocupe să le facem legal și corect. Să nu ajungem ca în alte localități unde s-au forțat lucrurile și nu au fost după lege făcute și nici lucrările de calitate. Din punct de vedere politic, deci din punct de vedere administrativ, vă asigur că eu cu toată echipa mea și vedeți majoritatea, vicepreședintele județean, administrator public, director din Consiliul Județean, toți îl vom sprijini pe Laurențiu și vom sprijini localitatea dumneavoastră. Și vă rog, încă o dată, să fiți toți alături de dânsul în lupta pe care o are cu mafia PSD-ului la dumneavoastră. Din punct de vedere politic, pentru noi este foarte important să câștigăm aceste alegeri. Pentru că noi trebuie să-i demonstrăm PSD-ului că suntem un partid puternic și că noi suntem liderii opoziției. Trebuie peste o săptămână exact să obținem un rezultat care să ne permită să spunem tuturor PNL-ul merită și poate da României un președinte în persoana domnului Crin Antonescu. Bravo! Oameni buni, este pentru prima dată când PNL-ul nostru are șansa istorică de a desemna, de a da României un președinte. Dar pentru asta trebuie să demonstrăm peste o săptămână că suntem un partid cel puțin la fel de puternic ca PSD-ul. La Giurgiu nu se pune problema, că la Giurgiu există un PNL mare și un PSD mititer. De aceea, problema noastră de duminică nu o constituie procentul care vom câștiga, că vom câștiga sigur, o constituie numărul de voturi pe care vom obține. Prezența pentru noi este foarte importantă. Cu cât vor veni mai mulți oameni la vot, cu atât PNL-ul va obține un procent mai bun și la nivelul județului și la nivelul țării. Vă rog mult de tot să nu luați în considerare sondajele care sunt vehiculate pe televiziunile PSD-ului. Pentru că toate televiziunile sunt ale PSD-ului. Fără niciun fel de rabat. Toate televiziunile naționale. Toate institutele de sondaj sunt în mâna lor. Aceste sondaje sunt fabricate. Sunt fabricate în defavoarea noastră, a PNL-ului. Adevărul adevărat este că PNL-ul are mult peste 20%, să știți. Și o să vedeți că duminică, pe 25 mai, Dumnezeu ne va ajuta și le vom demonstra tuturor că noi suntem cel mai puternic partid din opoziție. Cu privire la candidații noștri, trebuie să vi spun pe toți. I-ați văzut pe afiș, pe bannerul acela care l-am afișat în localitatea dumneavoastră. Pe primul loc este doamna Norica Nicolae. Pe locul 2 este doamna Adina Vălean, care este acum în stânga mea aici. Pe primul loc. Doamna Mănescu, fostul ministru al transporturilor. Pe locul 4 este Renate Weber, care
o știți de la televizor, cunoscută ca un luptător pentru drepturile omului. Pe locul 3 este Cristi Bușoi, care a fost președintele Casei de Sănătate pe țară și care are și la rândul său și rezultate deosebite în Uniunea Europeană, iar ultimul pe afișul al dumneavoastră, care îl vede toată lumea, este fostul nostru secretar general, domnul Helvig, Eduard Helvig. Deci partidul nostru nu a trimis la Uniunea Europeană oameni care să se distreze acolo sau să învețe niște limbi străine. A trimis oameni care sunt deja recunoscuți, înainte să plece la Uniunea Europeană, de personalități în domeniul de activitate pe care l-au fiecare. Doamna, eu am fost, cred că e o lună de când am fost, da? La Bruxelles, da? Cam așa. Am fost împreună cu doamna Vălean și cu câțiva colegi de-ai noștri și cu primarul dumneavoastră, cu domnul Laurențiu, la Bruxelles. Și dacă nu mă credeți pe mine, întrebați-l pe Laurențiu cât de mult este respectată doamna Adina Vălean la Bruxelles. Este printre puținii oameni care stau în cercul puterii, acolo unde se iau cele mai importante decizii în Uniunea Europeană. Nu există niciun partid care să aibă un membru al lui vicepreședinte la o internațională socialistă. Noi, la o internațională europeană. Noi o avem pe doamna Adina Vălean, vicepreședinte la ALDE. Și din această calitate a ajutat, ajută și va ajuta în continuare România. Veniți la vot, vă rog din tot sufletul, ca și când am fi alegeri locale. Pentru că noi știm toți că cea mai mare prezență o avem la alegeri locale. Astăzi, pentru noi, așa cum v-am spus mai devreme, este un moment important, de fapt nu astăzi și duminică pe 25, este un moment important. Trebuie să demonstrăm că în fiecare localitate unde avem primar, obținem cel puțin 70%, o prezență foarte, foarte mare. Eu vă mulțumesc din tot sufletul și cu speranța că veți veni cât mai mulți la vot, vă mulțumesc anticipat. Doamne ajută! Mulțumesc frumos, domnule președinte. Într-adevăr, s-au spus lucruri importante. Dumneavoastră vă uitați la posturile naționale și vedeți în fiecare seară cele două posturi importante, RTV-ul și Antena 3, care până acum două luni, Crin Antonescu era pe primul loc și era viitorul președinte al României. PNL-ul nu se punea problema, era fratele PSD-ului. Astăzi PNL-ul nu mai există, Crin Antonescu a ajuns undeva pe locul 6, iar Ponta este deja președinte, se vede deja președintele României. Păi oameni buni, dacă Ponta ajunge președinte din partea PSD-ului, dacă guvernul este PSD-ist, dacă parlamentul este PSD-ist, înseamnă dictatură. Înseamnă că ne ducem dracului acasă cu toții și lăsăm pe ei să guverneze România. Sunteți de acord ca Ponta să fie președintele României? Nu! E, atunci să le dăm o lecție duminica viitoare, să le demonstrăm că aici în comuna dumneavoastră Partidul Național Liberal este puternic. Să le dăm o lecție celor care astăzi conduc și guvernează România. Adică să venim într-un număr foarte mare și să punem ștampila pe săgeată. Sunt femei în vârstă, poate nu văd, dar aveți copii, nepoți, micuți, care au 6-7 ani. Ei știu unde să pună ștampila, pe săgeată acolo. Au un rol important și acei mici, aceia care sunt pe acolo. Să îi luați de mână, să veniți cu ei la vot și să puneți ștampila pe săgeată. Avem mare încredere în dumneavoastră în comuna Oinacu. Sunteți foarte mulți pensionari care ați lucrat la Giurgiu. Oameni meseriași și oameni cu carte. Convingeți-vă fiecare vecin să nu fiți duși în eroare de mafia PSD-ului. Au distrus și vor distruge România. Oameni buni, noi venim acum de la Giurgiu. Am făcut un marș unde am fost peste 2000 de persoane. Am pornit de pe Tineretului, că știți foarte bine, pe șoseaua București și am ajuns în centru la Teatrul Valac. Adina Vărea ne-a venit la dumneavoastră. Este venită la dumneavoastră pentru că sunteți o comună foarte, să zicem așa, care votează cu PNL-ul. Sunteți liberali toți, da? Păi nu se aude, sunteți liberali? Deci duminică să votăm Partidul Național Liberal. Despre doamna Adina Vălan să pot spune foarte multe lucruri. Dânsa este profesor de matematică. Doamna Adina Vălan în anul 2004 până în 2007 a fost deputat de Călăraș. Din 2007 și până în prezent, deci de 7 ani, este europarlamentar.
și cu siguranță va mai... Vă salut și eu cu tot dragul, stimați cetățeni din Comuna Oinacu, domnule primar, stimați colegi. Știți că am venit aici pentru că suntem o echipă. Suntem o echipă cu toții, cu primarul dumneavoastră, cu cei de la Giurgiu, cu președintele Consiliului Județean, cu conducerea PNL-ului națională, cu europarlamentarii și mergem pentru că e campanie în comune, ca să ne vedeți la ochi, să vă salutăm și să vă spunem să aveți încredere în noi, că așa cum întotdeauna ne-am respectat cuvântul, așa cum întotdeauna am fost serioși, nu am furat, am fost corecți față de oameni, suntem conduși de oameni corecți, așa vom fi și în continuare. PNL-ul are din 90 încoace un rol ciudat în societatea românească. Întotdeauna când cineva s-a dus la putere și a încercat să abuzeze de ea, să fure banii oamenilor, să-și ia procurorii, să influențeze justiția, să facă ceea ce nu se face într-o țară normală, PNL-ul s-a opus. A încercat să adune lângă el toate forțele și toți cetățenii care au vrut să se opună abuzului și a reușit. Asta s-a întâmplat cu PNL-ul întotdeauna. Acum, noi ne uităm către cei care guvernează. De ce ne-am despărțit de PSD? De ce ne-am despărțit de PSD? Ne-am despărțit de PSD în momentul în care au început să fie incorecți. În momentul în care am văzut că vechile lor deprinderi, pe care le știm din anii 90, au revenit și la băieții ăștia mai tineri care conduc acum PSD-ul. Aceleași deprinderi, aceleași idei, vă aduceți aminte, noi am pus în program că suntem împotriva Roșia Montana, PSD-ul a vrut să o facă. Noi am pus în program că vrem justiția independentă, Ponta și cu Băsescu au început, care ce procuror vrea să ia. Noi am pus în program că ne luptăm pentru dreptate, ei s-au apucat să vrea să dea amnistie și grațiere pentru tot felul de persoane care sunt căutate de justiție. Nu așa se face o societate curată. Nu așa ajunge societatea noastră europeană. Asta este motivul pentru care noi nu puteam continua cu ei. Despre politică în țara asta se spune în general că cine face politică o face pentru că vrea să ajungă la putere, la ciolan, se zice. Ei bine, nu. PNL-ul întotdeauna când a ajuns la putere a fost un partid serios și lucrurile solide din țara asta s-au făcut când a fost PNL-ul la putere. Noi am plecat de la putere tocmai pentru că nu vrem să ne asociem cu un partid de corupți. Oameni care știm că vor abuza în România de dumneavoastră, de bănuțul pe care îl aveți în buzunar și pe care trebuie să-l dați la stat. Noi vrem să folosim banii dumneavoastră din taxe și impozite într-un mod corect pentru dumneavoastră, nu pentru baron. Eu când îl aud pe domnul Ponta că zice, vă dau, pe asta mă umple de indignare. Nicăieri în Europa un prim-ministru nu spune cetățenilor lui, vă dau, eu vă dau. Păi de unde vă dă? În buzunarul lui, de la mama lui de acasă? Sunt tot banii dumneavoastră. Toate investițiile care se fac în România sunt din banii românilor. Și asta este motivul pentru care noi, de exemplu, liberali, am fost întotdeauna foarte corecți. Aveți nevoie de investiții aici în comuna dumneavoastră? Au fost obținute de primarul dumneavoastră împreună cu președintele Consiliului Județean și acum sunt blocate de pesediști pentru că nu consideră că e la pixul lor toată treaba. Ei bine, nu. Noi vom ști și ne vom lupta cu fonduri europene și cu persoasiune la București ca aceste investiții la care aveți dreptul să vină cât mai repede în comuna dumneavoastră. Nu putem accepta să fim dominați de o mână de hoți la nesfârșit în țara asta. Nu știam amănuntele legate de fostul dumneavoastră primar, dar să știți că sună la fel în multe comune din țara asta. Ce au făcut? Că nu se știe unde e hotarul comunei, că nu se știe ce s-a întâmplat cu terenuri, că sunt lăsate datorii publice. Este pur și simplu o rușine. Astfel de lucruri nici nu te poți duce să le spui în Uniunea Europeană, că te râd oamenii. Deci cum se poate ca în România să tolerăm la nesfârșit această hoție pe... Noi suntem o echipă cu primarul dumneavoastră și o să vedeți că viitorul comunei se va schimba rapid în bine. Lucrurile se vor schimba aici.
Câteva cuvinte despre politica europeană. Sigur, sunt multe lucruri de spus. În general, lucrurile care contează pentru viața de zi cu zi a românilor sunt mai puțin spuse. Că sunt tot felul de politicieni, mai ales de pe la PSD, care vin și vorbesc așa, frumos. Dar când se duc în Parlamentul European, n-au nici cea mai vagă idee ce contează, ce votează, ce trebuie pentru români. Este un lucru pe care eu îl văd acolo de 7 ani. Nu întâmplător, dintre toți europarlamentarii români, eu, de pildă, am fost numită cel mai influent europarlamentar dintre toți 800 și sunt româncă. Ceea ce înseamnă ce? Că înțeleg cum trebuie făcută politica în Parlamentul European. Acolo trebuie să te bați pentru români. Pentru că fiecare încearcă să tragă spuza, banii, locurile de muncă către țara lui. Ceea ce trebuie să facem noi în Parlamentul European Românii, și eu fac și voi face în continuare, este să influențeze acele politici care au relevanță pentru România. Că nu mă interesează din cauza politicilor de mediu, pe care altfel vin în campanie să vă spună, a, știți însă că sunt mândri că sunt români. Eu nu sunt mândră că ei sunt români. Înseamnă economie și locuri de muncă. Sunt mulți, de pildă, vrem să folosim mai cu cap și cu mai multă inteligență fondurile. Dar noi putem să încercăm să ocolim acest guvern incompetent, astfel încât de la Bruxelles fondurile europene, pentru a-i ajuta pe tineri să-și găsească, să creăm dotare de bază de producție pe lângă ea, vor avea experiența care se cere. Astăzi am vorbit în Giorgio de faptul că putem programul economic pentru România. Cum să facem ca cetățenii să plătească mai puțin bani ca taxe și cum să facem ca cetățenii să primească mai mult din banii pe care îi plătesc ca taxe. Adică ei să se întoarcă la om. Nu să fie prăduit aiurea în buzunarele păsediștilor. Încă o dată, eu vreau să-l asigur pe domnul primar de tot sprijinul meu, de tot sprijinul nostru al liberalilor, de faptul că sunt alături de domnia sa. O să ne revedem probabil și înainte de campania din 2016, dar pentru că știu ce fel de om este primarul, o să vin personal să îi fac campanie aici, în comuna dumneavoastră, la Oinatul. Vă doresc din toată inima multă sănătate, curaj, încredere. Nu toți politicienii sunt la fel. Este nevoie de liberal să țină echilibru în această societate. Sunt singurii care pot să oprească abuzurile de orice fel ar fi dintr-o parte sau alta. Dumneavoastră trebuie să vă convingeți cunoștințele, rudele, că e important să voteze. Nu, am câștigat acest drept care ne face europeni cu adevărat, faptul că avem zi de vot, că ne ducem și optăm pentru cineva. Și cu cât suntem mai mulți noi, cu atât vor fi mai puțini ei. Deci ajutați-ne pe noi, pe liberali, să vă sprijinim, să vă reprezentăm cu cinste și onoare în Parlamentul European, în Parlamentul Național, în viitorul guvern al României, cu sănătate și numai bine! Mulțumim frumos, doamne Iadina Vălean! Ori se împleticește, dar nu-i sere să nu vină cu sticla în mână. Nu bărbate, nu ești beat, și de ce supărat? Când-și măriță foarte ură, ți-a pus apă-n păutură. Unde-i crezi bărbatul miare, avea mai să fie de picioare. Eu nu știu ce să mai fac, cu el să mă-mpac. Și la șeu,
Într-o superbă zi de primăvară, sunteți alături de domnul primar, primarul pe care îl iubiți foarte mult, și de organizația județeană a Partidului Național Liberal. Dragii mei, știți cu toții că de astăzi, într-o săptămână, trebuie să ne prezentăm cu toții la vot, să votăm europarlamentarii. Să votăm pe cei care ne vor reprezenta cu cinste în Parlamentul European. Astăzi, în comuna dumneavoastră, a venit unul dintre cei mai reprezentativi europarlamentari din România, doamna Adina Vălan! Vreau să vă spun un lucru pentru noastră, că ne cunoaștem. Dânsa astăzi a venit în municipiul Giurgiu, unde am făcut un marș cu peste 2000 de membri ai Partidului Național, începând de pe șoseaua Tineretului și până în fața Teatrului Balac. Am fost la colegul nostru Burtavel de la Oinacu, astăzi suntem în comuna dumneavoastră. Acest lucru s-a putut realiza numai cu ajutorul domnului primar, domnul primar Văcaru, care astăzi ne-a invitat în comuna pe care dânsul o conduce și o conduce foarte bine. Vă mulțumim, domnule primar, în numele organizației județene PNL. Oameni buni, știți foarte bine ce aveți de făcut duminică. Vasile Mustrăța, care este și președintele organizației județene PNL. Îl am în dreapta mea pe administratorul public al județului Giurgiu, domnul Dumitru Beianu. Și acum, că nu știe nimeni, nu ne aude nimeni, vreau să vă destăin un secret. Peste 2 ani, domnul Beianu va fi primarul din Giurgiu, dar să nu spuneți la nimeni. Da? Așa, dumneavoastră care aveți rude pe la Giurgiu, să le spuneți că va candida și trebuie să votezi pe domnul Beanu, da? Deci ne-am înțeles până aici. Avem, s-a ascuns în spate aici, pe domnul Mihai Petre, este direct... Să te laude de la domnul Gavrilă. Pe mine mă interesează lauda comunei, nu... Bun. În urmă cu vreo lună zile am fost la Bruxelles la doamna Adina Vălean. Acolo ne-a tratat omenește, așa cum se tratează orice musafir, de aceea și eu azi i-am tratat așa ca pe orice musafir, bineveniți în Gostinul. I-am invitat la mine acasă, la orice orbă de pește, da? A fost bună? Dumneaia a servit o cină cu melci seara. Am mâncat melci la Bruxelles. Vreau să spun că am fost la Bruxelles ca să văd cum funcționează Parlamentul European. Să văd diferența între ce se spune pe posturile de televiziune și ce se petrece acolo. Vă spun cu toată sinceritatea că și acolo se muncește, sau acolo se muncește cu adevărat. Meritul doamnei Adinei Vălean, dacă este eu la concret, este faptul că, începând de anul ăsta, se acordă subvenție pe animale. Vorbesc la suprafața închiriată la Pășunoa și cei care au vaci, voi mai multe, știu despre ce e vorba. Eu o să încerc cât de curând să fac cu Asociația Crescătorilor de Bovine în Comuna Costinu, o Asociație Crescătorilor de Oi din Comuna Costinu, ca să poată să subvenționeze de bani. Sunt bani care vin de la Uniunea Europeană și bani de care poate profita fiecare crescător de animale din Comuna Costinu. De asemenea, dacă nu plouă de luni încolo, sper să mă apuc de la asfalt, până începând cu drumul de la CAP-ul. În funcție de timpul pe care îl avem. Tot la fel, foarte curând, sper să mă apuc de la biserică. Vreau să consolidez biserica din temelie, pentru că biserica cât de curând să dărâmă pe noi. Am adus expertiză de la București, tot zidul bisericii este ridic cu pământ, care are grandăcime în părți. Și am luat măsurile necesare, ne costă o sumă de bani, sumă de la bugetul local. Dacă vrea Dumnezeu, în 3 luni de zile consolidăm biserica așa cum am consolidat școala din spatele nostru. Și care a intrat cu ea, oricine despre ce e vorba. Îndemnul eu, dacă sunteți, sper să fiți cu mine în continuare, așa cum eu vă respect pe toți, să mă ajutați cu votul dumneavoastră. Eu nu am timp să umblu din casă în casă, din poartă în poartă, să umblu cu intri, să umblu cu prostit, cu față de altcineva. Față de mine însă se umblă în spate. Vă rog să fiți uniți așa cum am fost până acum. Acum am avut 97% procentul la alegerile locale. Trebuie să ne menținem procentul ăsta. Trebuie să votăm pentru PNL-ul, pentru că aia sunt la PNL-ul. Că au scos vorbă în spate că au amestecat la PSD-ul. Nici plângă nu mi-a trecut la ceva. Sunt indici. Deci vă aștept la vot pe 25 mai și vă rog frumos să mă ajutați așa cum eu vă respect și vă ajut pe toți. Nu cred că am refuzat pe nimeni în primărie, nu cred că am dat pe cineva afară, nu cred că am angajat pe cineva de-al meu. Așa cum vă respect pe toată lumea, vă rog să vă respectați și voi. Și ăsta e respectul dumneavoastră față de mine. Votul pe 25 mai. Vă mulțumesc, multă sănătate!
Da, mulțumim frumos, domnule primar. Sunt convins că, nu știu dacă vom scoate 97%, dar cred că 95% vom scoate. Așa am înțeles de la cei care sunt în fața dumneavoastră că toți vor veni cu vecini, cu prieteni, cu rude să voteze PNL-ul. Doamne ajută! Am să rog pe administratorul public al Consiliului Județean, domnul Beanu Dumitru, să vă adreseze câteva cuvinte. Rog frumos, domnule. Mulțumesc, domnul vicepreședinte, bună ziua, oameni buni. Avem la dumneavoastră în comună ca de fiecare dată cu mare bucurie. Din mai multe motive și o să le iau unor de inversa importanței lor. Întâi să văd un spectacol frumos, să văd o comunitate de oameni veseli și să mănânc o ciorbă de burtă la invitația titlului meu, domnul primar Dumitru Văcaru. Unul dintre cei mai buni primari din județul Giurgiu, un primar pe care, dacă ar fi posibil, PNL ar trebui să-l cloneze și să pună oameni cu calități asemenea lui, în multe alte comune unde n-am găsit până acum cea mai bună soluție. A venit de la dumneavoastră în comună ca să vedem care sunt noutățile, care sunt proiectele domnului primar. Este un primar de la care absolut toată lumea are ce învăța și eu sunt unul dintre cei care prefer și pretind să spun că am de învățat în fiecare zi de oameni mai experimentați ca mine. Să vă trăiască primarul, să vă trăiască comuna, este o comună cu care ne mândrim și noi cei din jur. A venit la dumneavoastră în comună printr-un traseu care a inclus comuna Hoinacu. Acolo am îndemnat cu toată modestia locuitorii din Hoinacu să aibă răbdare. Pentru că soluțiile există, se aplică, dar rezultatele ajung mai greu să fie puse în practică, să fie vizibile pentru oricine. Aici, la dumneavoastră, lucrurile stau un pic altfel. Aici, rezultatele se văd cu ochiul liber, de către oricine. Aici este nevoie doar de continuitate. Mergeți în continuare pe mâna PNL-ului, pentru că cele mai bune soluții sunt ale specialiștilor din această echipă, a celor care sunt și în spatele scenei și care fiecare, după posibilități, au contribuit și vor contribui și în anii următori la înfrumusețarea acestei comune, la dezvoltarea ei, la crearea de locuri de muncă și tot ceea ce este mai important pentru dumneavoastră. Nu în ultimul rând, am venit să vă rog să votați echipa liberală, care pe 25 mai trebuie să se completeze cu elita partidului, cât mai mulți europarlamentari pe care PNL îi trimite la Bruxelles, reprezentată de colega noastră, doamna Adina Vălan, actual europarlamentar și viitor europarlamentar, europarlamentar susținut de regiunea 3 Sud-Muntenia, inclusiv de județul Giurgiu. Cu acceptul domniei sale, o conținem deja reprezentantul județului Giurgiu, reprezentantul, dacă vreți, și al comunei Gostinu, unde domn primar are întotdeauna o ușă deschisă, de unde poate obține un sfat, un sprijin pentru o problemă de anvergură mare pe care nu poate rezolva în alt loc. Așadar, PNL este partidul care vă oferă soluții, care vine în fața dumneavoastră să vă spună sincer, deschis, tot ceea ce putem face și tot ceea ce vrem să facem bun pentru acest județ. Am avut realizări mari și în mandatul trecut, avem soluții, propune, proiecte și pentru mandatele următoare, dar momentul 25 mai este foarte important pentru noi, vă rugăm foarte mult să ne ajutați să câștigăm aceste alegeri. PNL merită să câștige alegerile europarlamentare de sub Giurgiu și poate să o facă doar cu ajutorul dumneavoastră. Vă rog să investiți orice vot disponibil, votând Săgeata, votând Adina Vălean și colegii noștri din PNL, pentru că avem nevoie de ajutorul lor pentru tot ceea ce gândim bun pentru acest județ. Doamne ajută! Da, mulțumim! Președinte Gavrilă, bună ziua, oameni buni! În primul rând, vă mulțumesc că astăzi ați venit așa un număr foarte mare la întâlnirea cu noi și mă bucur că în continuare locuitorii comunei Văstinu sunt alături de primarul nostru, de domnul Văcaru, sunt alături de echipa liberală, suntem uniți și nimeni nu ne poate distruge domnul primar. Indiferent cine va veni la dumneavoastră să vă racoreze, dumneavoastră rămâne liberalul nostru pe viață. Dumnezeu! Mulțumesc mult de tot! Este un lucru care se întâmplă în tot județul, se fac presiuni foarte mari asupra liberalilor, pentru că sunt cei mai puternici în acest județ. După cum știți, proiectul pe care l-a făcut acum câțiva ani de zile domnul Văcaru pentru a aduce la clasă în localitate, a introduce sistemul de alimentare cu apă potabilă, vechea guvernare pederistă i-a respins la rigor. Acest proiect a fost reluat de către domnul Văcaru, eu l-am aprobat și
acum este aprobat acest proiect și l-a aprobat de Ministerul de Sport. Deci, în cel mai scurt timp, începem să rețeaua de apă la dumneavoastră în localitate. Voi vă promit cu toată echipa mea de aici de față că îi vom da în continuare tot sprijinul acestui om care merită nu numai respectul noastră, dar și respectul nostru tuturor de la dumneavoastră. Din punct de vedere politic, vă rog din tot sufletul. Este profesoară de matematică, doamna Adina Vănean, trebuie să știți și acest lucru. Din 2004 până în 2007 a fost deputat în Parlamentul României, deputat de Călălași. Din 2007 și până în prezent, deci de 7 ani, este europarlamentar din partea Partidului Național Liberal în Parlamentul European și cu siguranță va fi și în mandatul care urmează. Am să rog pe doamna Adina Vălean să vă spună și dânsa ce are să vă spună, că e foarte important, să știți. Dacă noi votăm Costinari, cei din Giurgiu, PNL-ul, să știți că tot ce înseamnă aceste proiecte pe care domnul Păcaru vi le-a spus, primarul dumneavoastră, domnul Mustățea, președintele Consiliului Județean, banii vin de la Uniunea Europeană, de la doamna Adina Vălean. Doamnelor și domnilor, doamna europarlamentar Adina Vălean! Păi, înainte să vorbească doamna Adina Vălean, vreau să-i ofer un buchet de flori, un buchet de crin, pentru că dumneavoastră e soția lui Pira Antonescu și cu dumneavoastră e plecat mai mereu să aibă un buchet de crin de la Rostiu. Costinari, așa se spune, Giurgiumeni, să zicem, dacă ne referim la regiune, ținut în mod special să vin în județul Giurgiu astăzi, pentru că e dincolo de o campanie electorală, adică până la urmă nu alerg după voturi, ci vreau să folosesc campania aceasta pentru a culege din problemele dumneavoastră. Să știți că nu e vorba puțin spusă, pentru că am fost deputat de Călăraș înainte să ajung în Parlamentul European din 2004-2007 și foarte multe din lucrurile bune pe care le-am făcut în Parlamentul European au fost pentru că am făcut această școală de deputat într-un județ din sudul României, un județ de la Dunăre, cu toate oportunitățile și problemele pe care le au județele din sudul României. Întâlnesc în Giurgiu multe din lucrurile pe care le știu din Călăraș, întâlnesc în Călăraș multe din lucrurile și problemele pe care le văd sau le știu la Giurgiu. Comuna dumneavoastră este întotdeauna un exemplu pe care eu îl dau. Un exemplu de eficiență în administrație. Primarul dumneavoastră este un exemplu pe care îl dau de om care știe să întreprindă pentru comunitate fără să stea cu mâna întinsă la unul sau la altul. A luat toate oportunitățile pe care le-a putut lua, a știut să umble după fonduri europene și să folosească fondurile europene pentru comunitate. Dacă numai jumătate din primarii din țara asta face ce face domnul Păcaru, vă spun că țara ar ajunge departe. De ce face domnia sa acest lucru? Pentru că asta este mentalitatea liberalilor, care n-au stat niciodată cu mâna întinsă la stat, care n-au stat cu mâna întinsă la cetățeni să ia banii lor ca să facă un proiect sau alt. Au știut să găsească fonduri europene, fonduri private, să facă tot ceea ce e nevoie din punct de vedere financiar pentru a-și rezolva proiectele, proiecte care sunt în folosul cui? Ale dumneavoastră, nu ale domniei sale. Asta este diferența între liberali și ceilalți. În Parlamentul European, singurul român care s-a bucurat cu adevărat de recunoașterea activității lui, sunt eu. În 2011 am fost numită, am primit titlul de cel mai influent europarlamentar de la organizație europeană. Nu dintre români, ci dintre toți cei 800 europeni. Din 2007 până anul trecut, sunt vicepreședinte al grupului liberalilor europeni și sunt de altfel singurul român care a stat și stă în primul rând al Parlamentului European, ceea ce înseamnă cel cu putere. Asta nu s-a întâmplat pentru că am eu niște fire din România, ci pentru că sunt un liberal cu inițiativă,
pentru că am idei, pentru că știu să le promovez, știu să mă bat pentru ele și în felul acesta îmi câștig respectul și încrederea celorlalți parlamentari din toate țările Uniunii Europene. Acum, ce am făcut eu în Parlamentul European? Păi pe fiecare proiect de lege care a venit în Parlament, eu m-am uitat cu atenție ce și care este interesul României. Pentru că nu toate legile de la Bruxelles se dau egal importante pentru toată lumea. Sunt legi care pot să fie bune pentru nemți, pentru francezi, pentru olandezi. Ceea ce avem noi de făcut este să ne batem pentru interesul României. Eu mi-am ales dintre colegii mei această nișă de Comisie de Industrie, Energie și Telecomunicații. Pentru că mie mi se pare foarte important pentru România să sprijinim partea economică și să ne apărăm interesele. Pentru că, de exemplu, acum în Uniunea Europeană există un curent care zice că să avem aceeași politică fiscală cu toții. Pe ce ar însemna asta pentru România? Ar însemna să pierdem cota unică? Ar însemna să ne crească taxele și impozitele așa cum sunt de mari în alte țări europene? Din contră, Partidul Național Liberal, concret acolo, nu prea știu ce să spună, dau din colț în colț. Există deci o diferență între partide și partide. E important cu cine votezi, pentru că nu toată lumea te reprezintă cum ar trebui și nu toată lumea are proiecte de natură economică și industrială. Asta vă spun ca să faceți diferența, dar în cele din urmă, votul din 25 mai nu este pentru mine, nu este pentru domnul primar, nu este pentru domnul președinte Consiliului Județean, nu e nici măcar pentru PNL, este votul pentru tinerii dumneavoastră, aceștia pe care îi vedeți în față și pentru viitorul lor. E important să mergeți la vot, pentru că asta este educația pe care o dați copiilor. Să meargă la vot, să participe la viața socială și să știe să-și aleagă bine conducătorii. Dragii mei copii, vreți în Europa? Da! Și noi. Veniți la vot pe 25 mai. Vă mulțumesc! Da, mulțumim foarte mult, doamnei Adică.